Rockstar Games a anunțat în mediul online astăzi poate cea mai importantă știre din acest an, reprezentând o filă importantă din istoria gamingului. După mai mult de 10 ani de așteptare, Rockstar Games a anunțat astăzi mai întâi pe Twitter sau X, cum s -o mai numi platforma acum, iar mai apoi pe site și pe Facebook, că luna următoare vor împlini 25 de ani de la înființare, prilej cu care vor lansa și primul trailer pentru noul GTA. Prin urmare, după atâția ani, în sfârșit, în prima parte a lunii decembrie, vom afla pe căi oficiale cum va arăta GTA 6, joc care promite pe lângă o grafică actualizată, mecanici noi, NPC-uri mult mai avansate și o hardă mult mai mare față de cea din GTA 5. Până atunci, vă invit să revedeți toată seria de GTA 5 de pe canalul meu, atât pe partea de story, cât și cu partea de online. Toate linkurile sunt în descriere. Acum, fără să mă scuzați, mă duc să redeschid GTA 5 după mai mult de 6 luni de când nu am mai pus mâna pe acest joc și să reîncep story-ul. Până la un nou videoclip, rămâneți cu bine, eu am fost Cosmin, salutare!